Bună dimineața, vă salutăm la prima oră, mulțumim că sunteți cu noi și astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor Fără Stăpân, ne-am gândit că sunt o mulțime de subiecte pe care le-am putea aborda în cadrul acestei zile sau cu această ocazie, dar noi ne-am înțeles să vorbim despre sănătatea noastră a oamenilor și sănătatea care poate fi șubrezită sau pusă în mare pericol chiar și viața din cauza unor animale fără stăpân. Și anume o să vorbim despre pericolul rabiei. Despre asta se vorbește în fiecare an, cu diferite ocazii, chiar și de Ziua Mondială de Conștientizare a Rabiei. Dar credem că astăzi e o ocazie în plus când putem să discutăm. Invitatul nostru este domnul Petru Paveliuc, medic infecționist din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Vă salutăm, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim pentru prezență, mulțumim că ne acordați timpul dumneavoastră prețios. Și cum vi se pare că am ales astăzi să vorbim în contextul Zilei Animalelor Fără Stăpân, anume despre pericolul asupra sănătății omului? Este foarte binevenită discuția despre maladiile infecțioase care se pot transmite prin intermediul mușcăturii animalelor și mai ales animalelor fără stăpân sau animalelor sălbatice, putem și să mai numim așa, deoarece pericolul a fost și este și va fi în continuare de infectare și cu atât mai mult de careva prejudicii grave asupra sănătății. Rabia. Vorbim foarte mult, s-a vorbit. În două cuvinte, o carte de vizită a acestei boli răufamate. Deci, la momentul actual, este o maladie infecțioasă provocată de virusul rabiei sau virusul rabic, care este până la momentul iarăși actual o maladie incurabilă și poate fi doar prevenită decât tratată. O maladie care merită o atitudine specială din partea populației și anume prin aceea că prin acel fapt cât de conștiincioasă este populația după o mușcătură sau după un eventual contact cu un animal posibil infectat, cu atât mai de succes este și sfârșitul propriu-zis a contactului ăsta. Deci, spuneți că e mai cel mai eficient este să previi decât să tratezi, adică tratamentul e practic inexistent. Dar prevenția înseamnă și anumite măsuri imediat după contactul cu animalul presupus infectat? Sigur că da. Deci, ca măsuri de tratament existente actual, practic nu sunt dacă persoana deja este depistată, infectată, cu simptome clinice specifice acestei maladii, însă, dacă persoana doar a fost mușcată, necunoscându-se chiar și statutul animalului infectat sau neinfectat cu acest virus rabic, atunci terapia aplicată de prevenție prin vaccin și imunoglobuline este foarte eficace și practic de la cei care s-a aplicat această terapie, în rândul lor nu au fost persoane îmbolnăvite până în prezent de această maladie, adică de rabie. De una zi, la Ciocana, un caz concret, un copil a fost mușcat de un maidanez. Care este protocolul în astfel de cazuri? Deci, în primul rând... Nu știm, are rabie, nu se știe. Asta se poate depista prin testarea animalului. Dar, de obicei, dacă animalul este unul de companie cunoscut, care poate fi monitorizat. Deci pericolul de transmitere a rabiei este el oricum în cazul este dat tot e clar timpul. Un maidanez. E un animal fără stăpân. În cazul când stăpânul nu se cunoaște, animalul nu poate fi monitorizat. El trebuie să fie monitorizat în jur de 6-7 zile. Dacă este imposibil monitorizarea aceasta, atunci de urgență trebuie efectuată terapia de profilaxie. Deci, neștiind este sau nu este, oricum există un protocol. Și indiferent de... Dar, oricum, sunt anumite tabele de apreciere a riscului și cu aceasta se ocupă în municipiul Chișinău medicul rabiolog. Practic, există specialist medic rabiolog. Există specialist. Medicul rabiolog este... Tot la Toma Ciorbă, în cadrul spitalului? Este într-o singură instituție din tot Chișinău și este în cadrul AMT Centru. Să spunem așa, policlinicii centrale. Intersecția armenească cu 31 august.
Policlinica numărul 1. Policlinica numărul 1, dar ca tare... Și doar acolo, centru, în tot Chișinăul. Tot Chișinăul, un singur specialist. Mm-hmm. Prin raioanele Republicii, majoritatea centrelor raionale care dețin un punct traumatologic, mm-hmm, acolo se efectuează și profilaxia și aprecierea riscurilor, mm-hmm, în caz de suspecție a mușcăturii, mm-hmm, a unui animal, mm-hmm, am înțeles, infectat. Deci, în ce constă, în două cuvinte, terapia post, să zicem, post-mușcătură? Deci, terapia post-mușcătură, dacă riscul este foarte mare de a fi, mm-hmm, pacient, de a fi, da, pacientul infectat prin această mușcătură, constă în administrarea de urgență a imunoglobulinei specifice. Mm-hmm. Asta e, hai să zicem așa, anticorpi. Se găsește, nu trebuie derugat prin vecini, de pe la București, Se găsește, mm-hmm, și este gratuită în țara, mm-hmm, noastră. Mm-hmm. Deci, imunoglobulinii specifice și, propriu-zis, inițierea schemei de vaccinare. Mm-hmm. Atunci când riscul este foarte mare și cu atât mai mult dacă animalul este și nu doar depistat, dar și diagnosticat cu rabie. Mm-hmm. Imunoglobulina specifică într-o singură administrare, pe când, iată, ce ține de vaccin, aici, mm-hmm, sunt păreri duble, hai să zicem așa. La noi, în țară, actual, se fac administrări a 6 doze de vaccin. Mm-hmm. La 0, 3, 7, 14 zile de la inițiere, propriu-zis, la o lună, 30 de zile și la 3 luni, 90, mm-hmm, de zile de la mușcătură. Nu e corect de a numi peste hotare, dar sunt și alte atitudini, când se fac doar 4 doze de vaccin, a 5-a doză se face numai la cei care cu imunodeprimați. De exemplu, așa sunt recomandările CDC. Bine, acestea, da, mă rog, sunt deja detalii pe care medicii, specialiști, le explică la fața locului, pentru că totul este individual. Din câte mi-ați spus chiar și înainte de interviu, sunt destul de rare, totuși, cazurile de transmitere a rabiei la om. Nu sunt destul de rare. Dacă sau luăm în populația mondială, nu, pot fi întâlnite. Concret, la spitalul Tomaciorul. Noi o să discutăm puțin despre ce se întâmplă în general în lume. Aproximativ vreo 50.000 de cazuri de rabie pe an. 50.000? 50.000. Nu e puțin. În populația globului, uh-huh, pot fi întâlnite de rabie și din ele, ca să nu facem să nu generalizăm? Da, să nu generalizăm, da, să zicem, o problemă, uh-huh, de spaimă în populație, dar din ele cazuri cu tratament, cu succes, sunt zero. Ce ține de Republica noastră în ultimii... Deci, mă scuzați, toți au murit. Da. Sunt cazuri descrise în Statele Unite, dacă nu greșesc, pe perioada istoricului bolii, din anii 90 până în prezent, două cazuri maxim, cred că, descrise de supraviețuire după această infectare. Dar reușita și însănătoșirea cu succes este în mare parte foarte mare, sau șansa de însănătoșire este foarte mare, dacă te adresezi cât mai repede la medicul specialist după ce se întâmplă. Expunere, da, după mușcătură, propriu-zis. Putem să vorbim aici de câteva ore sau câteva zile? Putem să vorbim, cred că, de câteva zile. Uh-huh. Deoarece perioada de la întâlnirea cu virusul și până, uh-huh, la debutul bolii este minim de 2 săptămâni. Uh-huh. Eu cred că în prima săptămână de la mușcătură, uh-huh, cazul trebuie să fie rezolvat, uh-huh, dar nu de așteptat să treacă cele 2 săptămâni de aur, să zicem așa. Nu putem să nu amintim cazul copilului, vorbim iară mai devreme, de acum câțiva ani, care a decedat, cu părere de rău, din cauza rabiei. Iar s-a adresat prea târziu? Nu cunosc detalii despre acest pacient, uh-huh, deoarece nu s-a tratat în incinta spitalului nostru. Nu s-a tratat. Dar am avut un mare nenoroc, sau, uh-huh, noroc pentru specialist, dar nenoroc pentru pacient, de a vedea pacient cu rabie, adult, care a fost, dacă nu greșesc, în anul 2017, uh-huh, spitalizat în incinta spitalului Toma Ciorba. Uh-huh. Poate că dau greșit cu 2017, poate 2014, uh-huh, în perioada aceasta. Ce a fost unicul caz care în ultimii 20 de ani a primit, uh-huh, tratament și îngrijiri în cadrul instituției unde eu activez. Uh-huh. Și pacientul dat profilaxie nu a efectuat, deoarece, uh-huh, a fost mușcat puțin de câinele de companie de acasă. Propriul câine. Da, deși nu a luat în vizor aceea că câinele peste scurt timp după mușcătură, de la mușcătură, a decedat și ce ar trebui
ar fi fost așa ca un imbolt de a se adresa la specialist, și cu atât mai mult că se cunoștea că câinele s-a luptat în ajun cu o vulpe. Adică, da, e un caz de-a dreptul înfiorător și nefericit. Noi vreau să amintesc telespectatorilor că ne-am adunat astăzi să vorbim despre acest subiect într-o zi care nu ține neapărat de rabie, ziua animalelor fără stăpân, dar știm că acestea sunt niște pericole adevărate, inclusiv de transmitere a rabiei. Iar acum, ca medic, ca cetățean, da, cum vedeți problema animalelor fără stăpân în Chișinău, în țară, în general? Că problema nu e doar în Chișinău. Problema este actuală, deoarece aceste animale există și există și pericol ca ele să transmită unele infecții și nu doar rabie. Dar cu spre marele nostru noroc, unele maladii transmise prin mușcături, adică infecții, hai să le numim banale, pot fi tratate, pe când rabia nu poate fi tratată actual și respectiv trebuie, iată, anume despre ea, despre cei ce noi vorbim în principal, trebuie și o atitudine diferită față de celelalte maladii și o adresabilitate foarte sporită. Sperăm că vocea medicilor este auzită sus, acolo unde se iau decizii. Așa, ca orientare. Deci la noi în Republică ultimii 2 ani sunt aproximativ mușcați de animale neclare de care animale, marea majoritate sunt câini și pisici, dar mușcați de animale domestice sau animale fără stăpân, în jur de 5.000 de persoane. Oameni. Din aceștia sunt supuși profilaxiei antirabice specifice în jur de 200 de persoane anual. Asta sunt datele așa, statistice din anul 2021. Practic, pe parcursul anilor, această cifră nu se schimbă, rămâne neschimbată și sezonul mușcăturilor de câini se începe anume mai mult în perioada primăvară-vară. Perioada caldă când ne îmbrăcăm mai sumar, când suntem, pantaloni mai subțiri. Suntem îmbrăcați sau chiar și fără pantaloni în șos, perioadele când expunerea tegumentelor este mult mai mare decât în perioada rece anului, când stratul de haine este mai gros și poate că mușcătura... Deci e clar, ne luăm apărătoare la picior ca la fotbaliști, pentru că altfel nu știu dacă poți să mergi în siguranță prin oraș, prin parcuri și așa mai departe. Domnule doctor, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Dacă aveți un apel către cetățeni... Sigur că este un apel. Deoarece boala nu poate fi tratată, ea trebuie să fie prevenită. Vorbim despre rabie, prieteni. Despre rabie. Deoarece întâlnirea cu câinii fără stăpân poate fi, hai să zicem, într-un anumit moment inevitabil, totuși la o eventuală întâlnire cu acești câini trebuie să ne stăruim să limităm contactul cu ei. Mai ales contactul copiilor care au tendința de a mângâia câinii, de a se juca cu ei. Deoarece din acei 4.700-5.000 de persoane mușcate, mare majoritate sunt în rândul copiilor cu vârsta sub 15 ani. Totuși, dacă s-a petrecut aceasta, nu trebuie de ezitat și de aflat părerea specialistului, rabiolog, sau specialistului care se ocupă cu profilaxie specifică. Și încă o nuanță foarte importantă este vaccinarea animalelor de companie contra rabiei. Obligatoriu, odată fiindcă, pe an. Fiindcă din cazul care s-a întâlnit în practica mea, pacientul a fost mușcat anume de animalul său de companie în care avea încredere. Se întâmplă. Chiar și în joacă. Da. Chiar și în joacă. Chiar și în joacă. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm multă sănătate și mai ales pacienților dumneavoastră. Am discutat cu domnul Petru Paveliuc, medic infecționist din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorba, pe marginea unui subiect foarte actual, probabil în fiecare zi, îmbolnăvirea cu rabie, riscul de a fi mușcat sau înțepat de un animal turbat, cum se spune în popor.